Investițiile majore în imobiliare au scăzut în Dâmbovița după ce economia județului a înregistrat un declin. În municipiul Târgoviște, oamenii își îndreaptă acum atenția în principal spre apartamente ieftine, aflate la periferia orașului, unde prețurile rare ori depășesc 30.000 de euro. Sunt cele mai căutate la ora actuală. Se vând apartamente ieftine la cei care au nevoie. La nevoiași, atât. Și de-aia piața e amorțită. Cine mai are curaj? Dispărând investitorii, mai rămân nevoiașii. Care am nevoie? Am și eu nevoie de un apartament cu două camere, confort 2, de 15.000 de euro. Pentru că atât îmi acordă prima casă. Tendința de scădere a prețurilor se va păstra cel mai probabil pe termen mediu, în condițiile în care economia nu dă semne solide de redresare. O relansare a pieței ar putea fi posibilă odată cu reluarea finanțării prin programul Prima Casă. Nici terenurile nu mai atrag investitori, se caută în special suprafețe mici. Cine îți mai cumpără cu de la 1000 de metri, de la 1000 de metri în sus? Adică terenuri au oameni, 2-3.000 de metri pătrați, dar nu mai cumpără nimeni, pentru că nu are ce face cu atâta teren. În zona centrală a municipiului Târgoviște, prețurile terenurilor pot depăși 200-250 de euro pentru un metru pătrat, dar la periferie un metru pătrat de teren se vinde chiar și cu 15 euro.